Ce e antreprenorul român, face un business și dacă ar o bună parte din bani îi scoate din firmă ca să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină sau poate îi consumă în cadrul firmei pe o casă, pe 3 mașini, cele mai scumpe, scoate bani pentru vacanțe, confundă buzunarul propriu cu conturile societății. Este o mare problemă. E o chestiune de maturitate și de mentalitate. Eu nu amestec lucrurile, că mai aud pe câte unii. Da, dar firma îți merge, ce treabă, ce legătură are una cu alta? Mm-hmm. Asta nu înseamnă că dacă firma merge bine, trebuie să banii aia cheltuiți. Firma are rolul ei să rostogolească. La fel ca bulgurile de zăpadă, se dă dadura și se face mai mare, mai mare, cu cât ești mai mare, cu atât e mai bine. Și cu cât e mai mare și tu îți poți permite un procent din banii aia mulți, să-ți iei o vacanță mai scumpă, să-ți iei poate o mașină mai scumpă, să-ți permiți mai mult. Salutare, salutare! Iată-ne la un nou podcast săptămânal cu un invitat surpriză, respectabil, pe numele său Ionuț Negoiță. Ionuț, bine ai venit la noi! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Ionuț este cunoscut în piața imobiliară pentru peste 9.000 de apartamente deja livrate. Cred că ești printre recordmen, dacă nu chiar recordmen, în România, dar e de verificat informația. Și asta nu face decât să ne bucure, pentru că o să avem o perspectivă extrem de informată dintr-un domeniu din care sunt cel puțin multe sau mai multe păreri, așa, din diverse locuri. Pe Ionuț Negoiță, sigur, îl cunoaște despre și prin investiția pe care l-a făcut în sport, da? Dar, în primul rând, noi o să mergem către imobiliar, pentru că este industria pe care noi o tratăm aici, în podcastul nostru. Dintre proiectele recente importante, cu siguranță știți, despre Hills Palladi, Hills Browner, Palladium Residence și mai sunt și altele, dar o să las pe Ionuț să ne zică mai multe. Nu înainte, Ionuț, de a te provoca, să ne spui câteva cuvinte și despre tine așa ca om, din spatele cortinei, așa că dacă dai un search pe Google găsești mult business, investiții, dar tu Ionuț. Da, am o viață destul de plină, destul de alertă dintotdeauna, adică de când sunt copil mi-a plăcut să fac lucruri și după care zic eu că n-am trăit, cum să spun aici, nu am trăit degeaba, rămân ceva lucruri în urma mea. Despre mine, dacă vorbim de imobiliare, spre exemplu, primul cartier a fost început în 2005, undeva în Pipera, era societatea Impact, care încă mai este sub alt acționariat, da, erau destul de puțin dezvoltatori atunci și aveam multe de învățat. Mi-aduc aminte că erau puțini ingineri, puțini cunoscători care să facă o treabă bună, o treabă ca la carte, să știe să citească planuri, a fost destul de greu la momentul respectiv, destul de îndrăzneț proiectul pe 7 hectare, au fost, cred că, 400 de case și vreo 100 și ceva de apartamente. Deci sunt 18 ani de atunci și sunt printre primii dezvoltatori. Da, și câteva fire albe. Cred. Da, astea vin oricum. Deci am văzut, nu cred că de acolo mi se trag firele albe. Ca urmare am tot continuat să construiesc și s-au adunat undeva la 9.000 finalizate și probabil la 10.000 în curs, cu cele care sunt în curs de finalizare. Un număr frumos, e posibil să fie cel mai mare număr făcut de către o entitate sau o persoană. Dar eu am o vorbă, a construi e o provocare. Dar ca să și vinzi un număr mare de locuințe, e deja mult mai complicat. Exact. Deja e business. Să fii constructor, adică să reușești să găsești un număr mare de clienți care să-ți cumpere și nu orice produs. Adică ai putea vinde găleți de plastic, mături și alte care înseamnă un preț mic și vinzi un număr mare, dar o casă, în principiu, când cineva își cumpără o casă și plătește
o sumă mare, importantă de bani, se și gândește, dumne, ia o casă ca să stau pe viață sau poate, eu știu, 10-20 de ani până când am bani să-mi cumpăr una mai mare. Te analizează mult mai atent și mult mai exigent, ca urmare nu e o treabă simplă. Sau cel puțin așa consider eu. Absolut. Despre mine am tot fost în multe domenii. Am început construcțiile, adică prima dată când am construit sau am atins domeniul, era în Iugoslavia, aveam 17 ani. Iugoslavia, wow. Iugoslavia, 91, și acolo am pus primele cărămizi, acolo am tencuit, acolo am făcut primii pași lângă unui de-al meu care e constructor și aveam lucrări acolo. Adică am lucrat acolo împreună. După aceea, prin Franța, amenajări interioare 2 ani mai târziu, pe la 19 ani, 93, mulți ani de atunci. Și practic am parcurs toate etapele. Adică am lucrat pe șantier, cunosc foarte bine ce înseamnă a construi, ce înseamnă particularitățile, înțeleg limbajul șantierului, înțeleg ce simt oamenii de acolo, ce cred, și asta mă face și mă ajută să am o imagine corectă despre domeniu. Ce avem noi și nu au mulți? Propria firmă de construcții. Adică dintotdeauna am construit și chiar înainte să facem rezidențial, am făcut hotelurile. Da. Hotelurile, am făcut ceva magazine, că am făcut și comerț la viața mea. Și atunci, deci firma de construcții, ea datează din 2000, da, 2000, deci 23 de ani, pe care am virat și către rezidențial și am rămas acolo și am îmbunătățit lucrurile destul de bine. Și poate că ați avut tot timpul întreaga verticală, cumva. Ați avut și construcția și dezvoltarea per se, investiția per se. Da, practic se închide cercul. Da. Adică este totul integrat și atunci lucrurile nu sunt ușoare, dar devin mai eficiente, consider eu. Adică dacă relația constructorului cu dezvoltatorul, cu beneficiarul, după ce semnează contractul de prestări, devine una puțin antagonică și beneficiarul o să vrea totdeauna mai mult și pune presiune pe constructor, și atunci apar și discuții, apar tensiuni, apar litigii câteodată. Aici, practic, suntem în aceeași barcă și încercăm să facem lucrurile într-o variantă constructivă, să rezolvăm problemele cât mai amiabil ca între colegi. Nu totdeauna reușim, că se creează și în interiorul unei structuri. Oarecum, noi suntem de aici din șantier, voi sunteți de la birouri, dar dacă are cine să detensioneze tensiunile, lucrurile pot merge fără a avea un consum prea mare, inutil. Ok. Deci poți să integrezi ambele tabere și chiar benefic să o faci. Sunt puțini care au acest beneficiu, puțini dezvoltatori. Da. Dacă înțelegi cum funcționează, cineva înțelege și reușește să le țină în niște parametri rezonabili, chiar e ideal. Dar nu e simplu. Absolut. Și așa, fast forward, 30 de ani mai departe de la prima cărămidă în Serbia, sau Iugoslavia, ai spus, da? Serbia, da. Cum vezi, ai fi putut să faci ceva diferit? Au fost provocări, așa, parcurs pe care în momentul respectiv ai fi vrut să ai poate înțelepciunea de acum? Evident că, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că anumite lucruri le puteam face mai bine. Dar niciodată nu e târziu, important e, experiența vine făcând lucruri și mai ales un lucru îl iei în considerare mai serios în momentul în care ți-a produs o daună. Da. Și experiența, în principiu, ar trebui să fie un lucru, problemele care te-ar putea doborâ, te-ar putea pune la pământ, în mod normal ar trebui să le iei ca pe un lucru pozitiv care ți se întâmplă, că din ele poți deveni mai puternic.
Și fără discuție că sunt lucruri care puteau fi făcute mai bine și avem de învățat. E vorba din popor, omul că trăiește învață, de preferat să învețe, că nu e obligatoriu. Am o vorbă, trecerea anilor nu te și, adică nu se aduce implicit și înțelepciune și păi, asta e o chestiune, o decizie a noastră, dar e și, adică nu e obligatorie, trebuie să și vrem, trebuie să și putem, adică trebuie să perseverăm ca să ne putem îmbunătăți experiența. Știi ce îmi place la povestea ta? Vorbim de 30 de ani de când ești activ în acest domeniu. 32. Chiar 32. Din 91, 32 91 de ani. Calculam din 93, în martie, pe final, plecam în Iugoslavia. Da. 32 de ani, 17 ani. Dar în general, în lume, în presă, în media, în toate canalele, inclusiv social media, se promovează acel succes peste noapte. Ionuț Negoiță sau X peste noapte a dat lovitura, a făcut un super mic de succes. Nimica nu durează o noapte. Totul durează zeci de ani ca să ajungi să duci la un nivel de succes și de performanță, să ajungi să faci, cum spuneai tu, înainte să intrăm în înregistrare, un apartament la fiecare 2 ore. Da, mi-a calculat mai devreme. Două ore lucrătoare. Okay, la fiecare 2 ore lucrătoare. Bă, e nevoie de o excelență operațională la un nivel foarte ridicat. E aproape cum e la Toyota, știi cum era o poveste la un moment dat legată de sistemul Lean Management. S-au dus să găsească soluții în care să mai îmbunătățească procesul de asamblare și au găsit că dacă puneau o trusă de scule pe care o foloseau mecanicii, oamenii din fabrică, ca să pună o portieră într-o anumită poziție decât era înainte, ar fi câștigat o secundă. Deci o secundă în procesul de asamblare. Și stai să te gândești, păi, atâtea sute de mii de euro pentru o secundă pe care au descoperit-o că au câștigat-o la portiere. Înțelegi-te o secundă cu câteva milioane sau zeci de milioane de mașini și să vezi cât îți dă. Sunt milioane de euro. Cum auzeam o chestiune, o anumită companie de zbor și-a făcut un calcul că dacă ar înlocui tacâmurile pe cele metalice cu unele de plastic, înmulțit cu și diferent, însemnau niște sute de kilograme în minus. Uh-huh. Sute de kilograme mulțit cu câteva sute de mii de zboruri pe an le aducea o economie a consumului și implicit a cheltuielilor de niște milioane de dolari, euro, ce probabil dolari, că acolo sunt companii foarte mari de zbor. Da. Deci e vorba, o decizie la un anumit volum poate însemna enorm. Ca urmare, orice lucru trebuie să aibă la bază o analiză. O analiză de eficiență și găsit acel punct optim, pentru că se poate trece și în zona cealaltă în care vrei să faci, să fii prea pragmatic, să fii prea eficient și să te duci să faci rabat la calitatea materialelor sau a procesului de producție și să iasă produsul de o calitate slabă. E greu de realizat un echilibru corect. Da. Dar nu e imposibil. Excelență operațională. Mi-mi place foarte mult legătura asta între astea două cuvinte, că este nivelul la care, în momentul în care intri în antreprenoriat, trebuie să-ți dorești să ajungi, dacă vei cu adevărat să duci o contribuție în umanitate și în tot ce faci în jurul tău. Să ajungi la punctul în care să spui, ceea ce construiesc eu aici este din punct de vedere operațional excelent. Am optimizat toate procesele și iată, am ajuns să fac un apartament la fiecare 2 ore lucrătoare. Vreau să vorbim în viitor, poate ne facem material, când ajungi la 1 oră lucrătoare. Te provoc. Nu e departamentul, probabil. Nu. Decât că ar fi o problemă. La modul ăsta ar însemna 2000 de locuințe pe an. Și ai nevoie de cerere pentru ele, nu? E vorba de cerere. Într-adevăr, ar putea fi vorba de a obligatoriu în etapa următoare mulți dezvoltatori care vor mai rămâne în picioare după perioada asta. Și nu mă refer neapărat că mulți dezvoltatori vor falimenta. Vor fi și o categorie de dezvoltatori care vor închide sau vor pierde șantierul sau proiectul pe care l-au în curs de, că dacă nu au bani să-l termine, vânzările nu merg, vor fi, că, nu știu, mai mult sau mai puțin vom vedea, dar am auzit dezvoltatori mici, medii,
care, neavând un randament foarte bun sau randamentul din ce în ce mai scăzut, marja de profit, se orientează să lichidizeze ceea ce au în curs de și să investească în alt domeniu. O pensiune, un hotel sau un hotel, eu știu, o chestiune sau o clădire de birouri mai mică, mai mare, care să le aducă un venit constant și practic să transforme și profitul pe care l-au făcut aici în rezidențial, să îl ducă și ceea ce nu e deloc un lucru rău. Da. Dar apropo de scuze de piață, există o limitare totdeauna. Adică orice domeniu are niște limitări. Dacă forțezi prea mult limitele, te duci într-o zonă în care nu merită. Adică acel punct de marginal, așa, nu? Da, ca urmare, 2000 de locuințe la nivel de București produse de un dezvoltator e puțin cam mult dacă vorbim despre vânzare. Dar cred eu că mulți dezvoltatori se gândesc să investească în apartamente pe care, sau o parte din ele, vând o parte ca să realizeze un venit cu care să reinvestească, și o parte, dat fiindcă vânzările merg mai greu în perioada asta și se va întâmpla oarecum natural, ceea ce se întâmplă și la noi, să le păstreze și să înceapă să contureze un portofoliu pentru închiriere, care deja și aici e o piață și România ușor-ușor se îndreaptă către o normalitate din punctul ăsta de vedere, pentru că în țările dezvoltate, să zic, locuințele pentru închiriat sunt într-un număr mult mai mare față de România. Noi suntem țara cu foarte mulți proprietari. Dar și aici e un business interesant și foarte mai pentru unii, dar mai ales pentru anumiți investitori de afară care caută așa ceva, dar în România în momentul ăsta nu cred că există. Uite, și așa am identificat și un trend care era printre întrebările pe care urma să le discutăm aici, că pe un orizont de, eu estimez, 5-10 ani, genul de dezvoltări pentru închiriere, PRS, cum se numesc în vest, vor începe să fie tot mai proeminente în piața noastră, pentru că clasa asta de activ nu prea există în România. Să vii să cumperi un activ imobiliar rezidențial închiriat complet ca activ, adică să-l cumperi la randament. Știu? Adică o linie de business adică practic ai două, ai un activ, un asset și ai și un business care deja e în piață și produce. Exact. Sunt foarte mulți bani în piață care așteaptă linii de business, cum li se spune, pe care să le ia funcționale, să le ia direct mature. Și sunt dispuși să plătească, adică poate fi marcat un profit, poate chiar la fel de bun, ca atunci când vinzi un apartament bucată cu bucată, la fel cum mai vinde un bloc sau 5 blocuri sau un portofoliu de 10.000, poate mai și mult tu e în calcul, de locuințe. Da. E în calcul zona asta, nu? Da, fără discuție. Super. Asta e o chestie foarte interesantă pentru toți care ne urmăresc. Da, pentru că se vorbește foarte puțin. Cele mai multe proprietăți dezvoltate sunt pentru vânzare. Și piața închirierilor are provocările de rigoare. De fapt, niciun business nu mai e simplu în ziua de azi. Mi-aduc aminte când am început în 97, primul business mai adevărat, aproape că nu aveai impresia că poți face orice, că poți vinde orice. Într-adevăr, nu erau foarte mulți bani, dar nu era nici concurență. Adică mari retaileri, marile corporații care acum sunt, sau multinaționale, erau inexistente. Deci puteai face aproape orice. Nu mai e deloc așa și aproape orice domeniu are plusuri și minusuri. Păi aud pe mulți spunând, dom'le, dar asta cu închirierea e complicată. E adevărat, dar dă-mi un exemplu de ceva care nu e complicat. Adică niciun business nu mai e complicat, mai ales că mari jucători au forță financiară, au know-how, știu ce au de făcut, ei vin direct, nu mai stau ca noi să experimenteze, să vadă de unde fac rost de bani, să ia credite cu 10, 12, 15%,
ei au acces la finanțări sau poate au banii lor sau la finanțări cu 2-3%. Deci au multe aturi și atunci ca să reușești prin într-o piață să concurezi cu mari jucători, chiar trebuie să fii foarte bun. Good. Good point. Acum că am venit așa spre zilele noastre, tu ai punctat așa câteva lucruri legate de cum se prezintă piața acum. Sunt convins că cei care ne urmăresc ar vrea să audă și de la Ionuț Negoiță ce crede despre piața imobiliară. Cum o vede în 2023 și în anii următori? Am câteva avantaje. Că eu am trecut prin criza trecută 2008-2009, adică în plin am luat-o. Uh-huh. Eram deja, aveam 3-4 ani de, să zic, de activitate. Și că la Comfort City atunci, nu? Proiectul era vostru. Comfort City, deja făcusem cartierul din Pipera, deja făcusem și Comfort Park, era gata și nu mai știu dacă mai fac, dar oricum era un număr frumușel. Numai Comfort City are 1700 de apartamente. Exact. M-a prins criza cu piele ridicate, dar foarte puțin nefinisate. Doar două blocuri din... Cât erau 12, parcă. Din 12, da. Și atunci aveam și datorii destul de mari, că băncile ne rugau să ne dea bani și noi credeam că o să fie minunat forever și cum să nu... Dați-ne. Ne ajută. Dobânzile nu erau mici, când a venit criza le-au mai mărit odată. S-au sărit de 10%. Și atunci a trebuit să găsim soluții. Că era varianta trăiești sau mori, punct de vedere business. Ca urmare, am apelat la varianta cum băncile numai când vrei să iei un credit pentru un apartament sau pentru ceva construcții, spunea din start, nu există. Nu-s bani pentru așa ceva. De fapt, aveau probleme cu banii în general, dar mai ales pentru construcții. Și atunci am dezvoltat partea de rate la dezvoltator. Bineînțeles că prețurile s-au dus la jumătate față de perioada... Da, foarte rapid. Fericită. N-am avut încotro, adică mi-aduc aminte un apartament, două camere, iar 95-96 de mii. Am zis să îl scad la 70, dar și 70 era mult și a trebuit să îl scad la 55 de mii. Deci de la 96 de mii la 55 de mii. Și chiar și așa a trebuit vândute în rate. Adică rate la dezvoltator. Cu un avans de 30%, restul pe 5 până la 7 ani. Într-adevăr, și tot ce însemna mâna de lucru, materialele, prețurile, da, au scăzut. Un 30% în medie, cred că 35% poate. Și atunci, având ridicate deja toate structurile astea și având nevoie de bani și de continuitate, am apelat la varianta asta și nu a mers rău deloc. Adică, mi-aduc aminte, între 350 și 400 de apartamente vindeam pe an. Okay. Urmare, în vreo 5 ani am lichidat în criză, în plină criză, am lichidat ce înseamnă Comfort City. După care făcusem ring grandul, 1460 de camere, o imensitate, cât a fost, am prins 2 ani de bunăstare și mergea treaba foarte bine, dar odată cu criza profitul s-a dus la o treime. Trebuie să reconvertești, cred că, o jumătate din hotel, nu? Sau chiar și mai atunci mult. O jumătate din hotel am transformat-o. Mm-hmm. Deci foarte important și foarte importantă calitatea de a te adapta la realități. Adaptabilitatea e extrem de, poate cea mai importantă calitate care trebuie să existe. Da, și atunci, având o experiență din criza trecută, eram convins, adică nu e nimic nou, că lucrurile sunt ciclice, la fel cum vremurile bune au un început și un sfârșit și vremurile proaste, la fel, au un început și un sfârșit. Nu știu, vom vedea. Ai prognozat mai devreme 6-12 luni. Dar ne ajut. Dar, de obicei, o criză durează 2-3 ani până se reia. Într-adevăr, criza acum e diferită. Da. Acum e... Atunci foarte multe persoane au rămas fără muncă. Da. Salariile erau foarte mici. Da. Acum salariile sunt mărișoare. Față de atunci sunt incomparabile. Incomparabile. Da. De 2-3 ori mai mari. 2,5 ori pe medie mai mari.
Da, deci, da, 2,5 ori, da. Deci vorbim de o altă putere de cumpărare. Exact. Vorbim de faptul că toată lumea are de lucru, ceea ce e foarte important. Da, deci da, acum, și se caută în continuare, sunt joburi. Un alt aspect important, băncile au bani. Atunci, dintr-o dată, capitalizarea băncilor a fost absorbită, repatriată de băncile mamă. Acum băncile mamă nu prea mai au bani pe aici, că băncile fac bani din banii românilor, din depozite. Uh-huh. Adică sunt foarte multe lucruri diferite. E mult mai, mie mi se pare, criza asta, dacă rămâne așa și nu se duce mai jos, mult mai simplă decât cea de data trecută. Atunci așa totul s-a oprit peste noapte, s-a oprit în loc. Ca urmare, acum totul e să ai capacitatea să găsești soluții la problemele actuale. Deci, având experiența data trecută, cum știam că va fi o chestiune de timp, că lucrurile merg bine și că vor să vină și vremuri grele. Și ne-am pregătit. Adică, mult mai bine capitalizați. Ceea ce, din păcate, lipsește multor firme românești. De obicei, antreprenorul român face un business și dacă ar o bună parte din bani îi scoate din firmă ca să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină sau poate îi consumă în cadrul firmei pe o casă, pe 3 mașini, cele mai scumpe, scoate bani pentru vacanțe, confundă buzunarul propriu cu conturile societății. Este o mare problemă. E o chestiune de maturitate și de mentalitate. Eu nu amestec lucrurile, că mai aud pe câte unii. Da, dar firma îți merge, ce treabă, ce legătură are una cu alta? Mm-hmm. Asta nu înseamnă că dacă firma merge bine, trebuie să banii aia cheltuiți. Firma are rolul ei să rostogolească. La fel ca bulgurile de zăpadă, se dă dadura și se face mai mare, mai mare, cu cât ești mai mare, cu atât e mai bine. Și cu cât e mai mare și tu îți poți permite un procent din banii aia mulți, să-ți iei o vacanță mai scumpă, să-ți iei poate o mașină mai scumpă, să-ți permiți mai mult. Dacă tu ai început business-ul și dintr-o dată e ca și cum se vine pe lume un vițel, tu deja pui pe el jugul, lasă-l să facă mare. Când se face mare, dar între timp trebuie să-i dai să mănânce, să ai răbdare, să te ocupi de el, să-l îngrijești. Deci mulți sufocă business-urile proprii prin scoaterea de bani în loc să-i lasă pentru dezvoltare, pentru multiplicare și așa mai departe. Aici va fi un test pentru toată lumea, dar pentru cei care n-au luat decizii bune și s-au aventurat, poate fi diferența între a trăi sau a închide business-ul, adică a ține business-ul în viață sau a-l închide. Dacă lucrurile durează, atunci vor fi mulți dezvoltatori care probabil vor pierde proiectele. Da. Că dacă au și credite, contorul merge. Adică exact. Și la un moment dat banca zice și nu mici. Deloc. Da, exact. Și banca zice, domnule, uite, Sacam, văd că de vândut nu vinzi, de dat banii nu dai, ce faci? Păi ce să fac? Mai așteptăm. Păi da, dar noi nu vrem să mai așteptăm. Haide să valorificăm. Și când a intrat pe mâna băncilor și pe valorificat, atunci e clar că s-ar putea să pierzi tot și să mai rămâi și cu ceva datorii pe viitor, bonus. Ceea ce e trist. Îmi place o... Dar adevărat. Da, din păcate. Da. Ne cunoaștem și proiecte care au astfel de probleme. Nu au ajuns în faza de deja? Aici. Da, da, da. Sunt proiecte mai mici. Da, sunt da. Proiecte mari. Da. Sunt proiecte care, dacă vrei, nu au fost manageriate neapărat corect, apropo de excelență operațională. Da. Da. Sunt câteva reguli de bază. Unul, să fii capitalizat. E prima lecție pe care o înveți. Mai ales în imobiliare. Mai ales în imobiliare. Eu când aud că te îndreau scuze, să nu zice, da. La câte unii că au marjă de 10-12% în imobiliare. Păi 10-12% e foarte puțin. De ce? Pentru că de obicei profitul duci pe mai multe exerciții financiare. Exact. Un proiect, chiar dacă ai 30% profit, dacă îl împarți pe 4 ani, deja te-ai dus sub 10%. 10%, 7-8% cât ar veni pe 4 ani, e mai puțin decât dobânda.
Exact. Adică și în imobiliare și în rezidențial lucrurile se complică din ce în ce mai tare și dacă nu ți-ai făcut o organizare foarte bună, risci să rămâi cu o marjă de profit relativ mică și la momente cum sunt astea cu dobânzi mari, cu probleme, marja ți-o spulberă numai inflația, numai dobânzile, rămâi, practic poți să intri rapid pe roșu față de comerț când mergi într-o bună măsură pe marfa furnizorului, ai o rotație la 90 de zile, să zicem, o medie, și atunci nu blochezi capital prea mult. Că totul se învârte foarte diferit. Nu e un domeniu, da. Un domeniu deloc ușor. Da, imobiliare sunt o piață, sunt o industrie foarte, cum spun englezii, capital intensiv. Ai nevoie de capitaluri mari. Consumatoare, da. Și blocatoare de, exact. De capital. Da. Da, și dacă te prinde în moment în care spui că totul este așa, lapte și miere și ai consumat tot și mai mult, ai și, ai și o rație între datorie și capital, practic finanțarea, da. Mult în favoarea datoriei, adică, să zicem, peste 37%, ce ar fi oarecum poate echilibrat în perioada asta, atunci riscurile există. Ce mai văd eu ca diferență față de criza în 2008 pe care și-o am trăit-o, întâmplător am intrat în real estate când aveam, mi-aduc aminte și acum, 2007, aveam 20 de ani, de-abia împliniți. Și totul era lapte și miere. Da. Da, se vindea orice. Da. Știu că am avut performanța 20 de ani să vând case în prima mea săptămână de 250.000 de euro bucata la Crevedia. Înainte să ajungem că nu știam unde e Crevedia, știi? Și bă, ziceam, sunt foarte bun. A venit criza la niște luni distanță, a început piața să cadă la niște luni distanță, cred că undeva pe la un an, și totuși mi-am spus, măi, eu chiar sunt bun, eu vreau să rămân mai departe. Și bine a făcut că iată-mă acum că discutam împreună. Și ce vreau să subliniez este că o altă diferență majoră este că prețurile de atunci raportate la veniturile populației erau puternic de balansate față de momentul actual. Da. Noi facem un raport trimestrial în care dăm indicatorul ăsta de indice de putere de cumpărare la anumii noi, se mai găsesc și ca indice de accesibilitate. În 2008, față de momentul actual, pe medie vorbesc, practic pot spune că imobiliile erau de 2,5 ori mai neaccesibile ca acum. Practic mai scumpe. Da. Românește, știi? Adică acum avem practic... Sau nesustenabile. Da, pentru cumpărători, pentru că da. Piața era a vânzării, știi? Da. Da. Apropo de puterea de cumpărare și de viitorul domeniului. Consider că aud pe unii prevestitori ai, să zic, viitorului sumbru pentru rezidențial. Și eu plec de la niște premize simple. Există un deficit în România de locuințe? Există, nu? Se estimează că a fi de 1 milion de locuințe. Da, cam așa. Bun. Da. Ca urmare, sunt foarte mulți copii, poate chiar cu familii, care stau cu părinții. Sunt case, apartamente care au 3 generații într-o. Dacă România evoluează în continuare, în ritmul ăsta, nici lent, da. Dar nici foarte rapid, un ritm sănătos, normal, da. Automat oamenii, având și venituri bune, apropo de venituri, se uită să găsească o soluție să aibă un trai mai bun, nu? Unul decent, că n-ai cum stai 3 generații într-un apartament de 2-3 camere, chiar și de 4 fiind, și să fie un trai decent. Ca urmare, 1 milion de locuințe pot fi făcute în 20 de ani de aici încolo, nu? Să zicem. Cam 70-80 de mii se fac pe an? Da, pot spune, da. Bun, ok, 15 ani, nu? Da, 15 ani. Ok. Atunci, 15 ani va fi de treabă, nu? Pe ritmul actual. În ritmul actual. Sau de anul trecut, să zicem. 2. Ai foarte multe locuințe care nu corespund nici în ziua de azi. În ăștia 15 ani, ele se deteriorează mai rău. Și moral,
și fizic și din toate punctele de vedere, că lumea evoluează. Da. Și ne uităm că multe, adică degeaba ți aranjezi frumos în apartament dacă vine de la vin de la vecinul tot felul de gândăcei și alte probleme, sau fațada arată, sau liftul pică, se blochează, uh-huh. sau că are deja 40 de ani, n-ai ce să le... Sunt chestiune de timp, încât foarte multe locuințe ajung la limita, să spunem, decenței. Da, e asertate, clară, da. Ca urmare, automat mai apar și de acolo niște sute de mii de, sau să zicem, zeci de mii pe an. Eu cred că care se adaugă. La nivel de 100 de mii, poate chiar milioane, că noi avem 9 milioane de locuințe, fondul locativ total, exact. Din care 90%+ de vechi înainte de 90. Practic, într-adevăr, a existat un boom pe, între 80 și 90, în care Ceaușescu a construit foarte mult. Exact. Deci, acele locuințe vor ajunge cam toate, sau sunt pe final de ciclu, sau vor fi în următorii 10 ani. 15-20 de ani. Deci, practic, va mai fi nevoie de alt milion din perimare. Calitativ, un alt deficit major, care este și care se accentuează. Bun. Atunci, o locuință o consider vitală pentru trai. Adică nu sunt dubii că nu avem alte alternative decât să stăm într-o locuință cât mai decentă, după posibilități. Deci asta înseamnă că, eu estimez, că în următorii 20-30 de ani, în România, trebuie să se construiască 2-3 milioane de locuințe. Are logică? Da, nu? E foarte corect. Sens? E foarte corect. Bănuiesc are. Da. Deci, atunci, propovăduitorii de că, domnule, vor rămâne case goale, de acord cu ei, dar rămân case goale la țară. Unde oamenii migrează către oraș sau către străinătate, pentru că la țară, cum a fost filozofia comunismului, socialismului, să dezvolte, nefiind tehnologie, să dezvolte agricultura, să dezvolte zona rurală, dar acolo vor rămâne puțin pentru că se tehnologizează și cu utilaje pot să rezolvi problema terenurilor cu câțiva... cum duci ingineri acolo sau specialiști sau deservenți pe utilajele moderne, dar unele merg singure. Da, mai nouă chiar sunt și drone care pot să mergeze la distanță. Ca urmare, sunt de acord cu ei că vor rămâne case părăsite, dar în niciun caz la oraș. Deci, concluzia este că locuințele, mai ales cele făcute nou și în parametrii corecți, vor fi de viitor. A, că nu se vor mai vinde toate și că începe să dezvolte că tinerii, sau dintr-un motiv sau altul, unul, de filozofia vieții, tinerii nu se mai leagă așa de locuințe și vor să stea în chirie, aitiști și alții care câștigă bine. Băieții steți, dom'le, acum stau în București, mâine mă mut la Cluj, mâine la anul la Cluj, poi mâine, anul celălalt la Iași, treaba mea unde mă duc sau și nu vreau să-mi cumpăr, dar tot stai într-o locuință, exact. Stai cu chirie. Și atunci, problema construirii pe următorii 20-30 de ani pentru dezvoltatori, zic eu că nu este. E cu optimism. E cu... Nu? Bun. Acum, către unde se duce piața rezidențială? Aici, iarăși, o altă discuție. Cine reușește să înțeleagă tendințele și se adaptează, are de câștigat. Într-adevăr, era o anomalie să se construiască unde nu era infrastructură. Da. Cum era în 2008, erau și proiecte puse așa, în câmp. În câmp, oriunde s-au făcut zone, până și zone foarte bune. De exemplu, pe Răstrău, Nordului, de-abia intri cu mașina, vezi la vecinul, la 2 metri, în Pipera, străduțe 3 metri, adică anomalii. Deci clar trebuie construit unde este infrastructură. Și când zic asta, infrastructură rutieră, infrastructură de transport, unde... Și aici, ca o paranteză, eu pariez pe zona Paladii. Era următoarea întrebare. Da. La infrastructură cred că pui și zona de facilități, de servicii pentru populație, probabil școli, grădinițe, comercial și mai departe. Contează foarte mult. Da. Făcea parte din, să zic, din urma, să spui asta. Urma, da, pentru că lumea evoluează. Și atunci... Confortul nu înseamnă doar să, cum vedeam
mergeam la prieteni într-un bloc vechi și aveau o casă superb. Și am investit 60.000 de euro, 100.000, băile noi, mobilier, lustre, totul frumos. Dar până ajungeam acolo, intram pe o ușă de picat pe mine, liftul scârția din toate încheieturile și pe afară, respectivul, își pusese polistiren doar pe zona lui de apartament. Ah, ce urăs treaba asta. Ca urmare, într-adevăr, omul își făcuse confort la el, dar ce te faci cu restul? Pentru că nu poți până ajungi în casă, dacă și dacă n-ai pus spumă sau izolator pe undeva, te trezești cu gândacii de bucătărie de la vecinul. Și un bloc nou e un bloc nou unde se creează și o anumită selecție naturală. Prin preț, prin orice, vine o anumită categorie de oameni și o vreme, dacă există și o administrare bună și se mai educă și oamenii, adică să se respecte pe ei și pe cei din jur, adică de buni vecini, că avem de lucrat și la treaba asta ca și popor, atunci trăim în niște condiții bune. Extrapolând, deja s-a trecut la faza în care nu doar blocul trebuie să fie nou și să ai ce, să nu-ți miroasă a, nu știu, când intri, a de toate. Deja vrei să ai și un părculeț în incintă. Poate vrei să ai, nu poate, sigur, vrei să ai și un magazin. Da. Oamenii vor să aibă aproape facilități. Noi, de exemplu, am făcut, adică lucrez intens la treaba și încerc să fac cât mai multe facilități. O clinică de 1500 de metri, 30 de specialități, magazin alimentar, cafenea, farmacie, etc. Asta în Hills, nu? Sau te referi la un proiect da. Industriilor? În Hills, da. Dar deja gândesc la următoarele proiecte să fie mult mai multe servicii, mult mai multe facilități în interiorul unui proiect, pentru că astea vor face diferență. Acele 15-minute city, nu? De care se vorbește. Da, și să creezi o comunitate, un mini-orășel cu strictul necesar măcar în incintă. Da. După care, foarte important să ai în zonă, cât mai aproape, și celelalte facilități. Ce pusem să zic de zona Paladi, da, pe care o consider unică în felul ei, cu un potențial de dezvoltare extraordinar. Și la ce mă refer? Ai metrou, practic, e cel mai important lucru în succesul unui proiect. Da. E pe primul loc. Ca să ai succes. Pe locul 2 este să fii într-o zonă cât mai apropiată de zonele locuite. Există reflexul ăsta totdeauna. Dom'le, unde am crescut? În Titan. Am nostalgii, am părinți, am prieteni, ne-am de toate. Eu, chiar dacă mă duc o oră până la muncă, poate mai mult, și mă întorc, eu vreau să stau aici. Da, aici mă simt bine, aici am crescut. Aici mă simt bine, mi-aduc aminte, știu parcul, știu școala, știu unde am fost, îmi dau și copiii pe acolo, pe la școală, poate. Poate ai și prietenii pe acolo. Și prietenii, și nașii, și mai lași copilul la mama, la soacră, așa, și ai, păcând o zonă nouă, e greu să o... Nu că e imposibil, dar zic că în atu, în vânzare, în succes, este să fii cât mai aproape de o zonă locuită. Acum înțeleg. Și dacă tu ești aproape de o zonă cu concentrație mare de locuințe, da, atunci ajută. Te ajută foarte mult prin, pentru că se face un upgrade natural la oamenilor care locuiesc acolo și vor să stea în zonă. Exact. Super tare. Da. Bun. Mergem mai departe. Ai metrou, ai infrastructură rutieră, trei benzi pe sens, ai autostradă, când se va face și centura, sperăm să o prindem, da. Sperăm să o prindem. Păi și e avansat, o prindem. Eu zic da, o prindem. O prindem, da, prindem dacă, sigur. Că nu fuge tare, sigur. Asta garantat. Pus un pasaj acolo, am văzut că aveți peste giratorul de la cățelul, nu?
care se face, care se construiește pe Paradigma. Nu de la Cățelu, puțin mai... Înainte de la școală, nu de la ISB. De la Arăbesc acolo. Da. Adică, da, dar se mai face unul aici în zona comercială. În zona unde de Ikea cu, da, cu restul. Bun, ce mai trebuie într-adevăr unui? Deci, practic, acolo ai singurul loc din București unde ai peste 1000 de hectare, până pe partea cealaltă, până la Dâmbovița, până pe partea cealaltă la industriilor, unde ai și acolo metrou, și care s-a construit foarte mult, e adevărat, dar probabil din 1000 și de hectare s-a construit pe 200, maxim 300, deci mai sunt restul. Deci va fi un oraș nou acolo. Deci ai toate, ai toate ingredientele și singurul loc din București unde ai tot ce trebuie ca să faci un oraș nou. Mai ai ceva foarte important pe care oamenii nu prea știu sau știu foarte puțin. Ai două școli foarte bune, private. Știi că majoritatea care se gândesc la școli se gândesc la Pipera, la școala americană, Cambridge, Lycée Français și așa mai departe, dar în estul Bucureștiului sunt două care e posibil să fie cele mai bune școli din București, de fapt. Este ISB-ul de Paladie și mai este tot grup, partea grupului care pe Dudeș Pantelimon. Da, corect. Da, chiar pe la. Care merg foarte bine. Foarte bine. Și foarte bune școli. Dimineața și seara, dimineața și când, când se duc copiii și când trebuie să ia, pe acolo se... blochează, adică e foarte... Asta dovadă că au succes și, într-adevăr, școlile sunt extrem de importante în decizia de a cumpăra o locuință. Absolut. Mai ales pentru familii sau cupluri care se apropie de momentul respectiv. Da, da, din ce în ce mai mult părinții și în funcție de posibilități pun accent pe educație, pun accent pe școli, bineînțeles, grădinițe, etc. Deci, până la urmă, vor avea succes proiectele care nu mai sunt strict dormitoare și sunt comunități și acele proiecte să fie într-un areal, într-o zonă care are și cât mai multe facilități pentru o viață, mai ales în traficul ăsta pe care îl știm cu toții și stăm blocați, nu știu, e foarte timpul. Practic plecăm de la o logică simplă. Timpul e, nu e de elastic, nu e foarte, foarte clar, e matematică, depinde cum îl manageriem. Dacă trebuie să cumperi ceva și te duci, nu știu, trebuie să faci o oră să cumperi o nimica toată, atunci clar că e o problemă. Și atunci oamenii zic, timpul meu, mă duc la muncă, mă duc la muncă, trebuie să produc, trebuie să stau și cu copiii, trebuie să fac și puțin sport, trebuie să am și timpul meu de așa, păi dacă stau în trafic, atunci mă duc undeva unde găsesc lucrurile cât mai multe lucruri pe un perimetru cât mai restrâns, ca să-mi optimizez timpul, să-mi rămână timp și pentru celelalte lucruri. Deci asta va fi tendința pe viitor și cine reușește să înțeleagă și să realizeze pe filozofia asta, care și nu e vreo, eu știu, revelație, doar dacă ești un cunoscător și analizezi, te uiți, păi uite, cam asta vor oamenii, atunci succesul, adică pentru dezvoltatorii imobiliari, nu poate fi decât garantat. Mai văd ceva pe zona de est a orașului, pentru cei care ne privesc din alte orașe, este din Europa, zona Paradie este în estul capitalei. Este zona care Ionuț dezvoltă cel mai important proiecte ale lui, și anume Hills Brown, Hills Paradie și a fost și Paradie, da? Și o să mai fie un altul pe industrial, la Tubinox, știu de el, da? Zona de est a capitalei este văzută de mulți ca fiind următorul nord al capitalei. Acea centură despre care vorbeam, pe care sperăm să o prindem împreună și o să o prindem, că e aproape gata pe câteva bucăți, o să ne ducă la aeroport în vreo 12 minute. Da, asta este un mare avantaj. Da. Doi, zona de est a capitalei începe să prindă tot mai mult contur pe zona de investiții în spații logistice și industriale. Sunt fabrici care s-au mutat acolo sau și-au deschis acolo locuri de producție și odată cu noua centură cu siguranță se va lărgi, pentru că e o zonă între vechea centură și noua centură care rămâne practic deschisă pentru astfel de investiții. În aceste fabrici lucrează și oameni, nu numai roboți.
ai nevoie de inginer, ai nevoie de middle management, top management, oameni care vor veni cu niște venituri superioare, care vor vrea să stea cumva oarecum aproape, cum spuneți, să nu facă o oră jumate. Nu o să vrea să stea în vest dacă ei lucrează în nest. No. Și atunci, odată în plus, ai o zonă care crește economic și noi știm că economia precede dezvoltarea imobiliară și, practic, avem un hub care devine ca un oraș în oraș aici, în zona de est. Exact. Subscriu și eu locuiesc tot în zona de est a capitalei și cunosc... Da? Eu locuiesc pe lac, dacă știi, lacul Lebăda, în Pantelimon, pe partea cealaltă a parcului. Da. Acum ceva jucam tenis la Lebăda, acolo. Da? Da. Și mie îmi place, nu tenis, joc padel, dacă știi padel. E tenisul acela spaniol. În Spania, da, da. În Spania, da. Da. Sunt mare fan. Jucat odată, dar da, da. Da, dacă vrei te invit o dată să jucăm împreună. Okay. Deci, mulțumesc. Așa, și am vrut să închid bucla asta. Încă un lucru pe care zona de est a orașului l-are este acest potențial economic de dezvoltare de business. Avem Pantelimon, Brănești, care deja atrag multe companii care își fac acolo producția, plus zona de sud-est. Înspre Dâmbovița, de care spuneai tu mai devreme. Da. Păi și acolo, peste Dâmbovița, în Popești, am dezvoltat destul de mult. Uh-huh. Da. Și urmează și prin, adică, să revin în zona de nord, în Pipera. Dar, uite, mai e un fenomen, că mai discut cu unii și cu alții și nu zic că nu o conștientizam, dar acum, să zic, o trăiesc mai... O simt mai bine ca oricând. Uh-huh. Aveam discuții cu anumiți specialiști în zona de birouri, spre exemplu, care spun, dom'le, zona Paladii nu e, nu am cerere. De acord. De obicei, clasic și prudent, arunci în piață, domnule, aș vrea să construiesc, arăți un proiect, adică faci un proiect, îl conturezi și, domnule, uite, aș vrea să fac treaba asta. Hai să vedem, mari jucători sau cine, aș avea chiriași pentru o clădire de birouri? Și îi spun, nu. Și le-a ieșit din studii că nu ar fi. Dar dacă ne uităm în urmă, în zona Pipera Nord, nu îi spune, sau... la zona ca fără metrou, din afara... Sunt diverse variante. Fie asta care are metrou se cheamă Pipera Aviației, da. Da, iar cea care nu are metrou este Pipera Voluntari. Pipera Voluntari. Da. Cele mai multe clădiri s-au făcut acolo, în Pipera Voluntari, nu? Prima dată. Da, la început, da. Da. Care acum sunt goale. Exact. Sau dacă mai stau pe acolo unii și alții, ca să... sau mai mult aproape gratis. Sunt multe etaje goale sau se dau la 6 metru. Pentru că acum e dictatura angajaților. Exact. Poți să zici, uite, îți dau unei companii mari, îți dau gratis, plătești utilitățile și la să spună nu mulțumesc, că la mine bugetul de chirie înseamnă 1% din poveste și dacă eu îți iau, dacă mă mut la tine, nu mai am cu cine lucra ca angajat, zic, domnule, unde? Mă duce acolo? Păi nu vin. Exact. De ce? Mai am 3 variante, una la Orhidea, una la Aviație și una Grozăvești. Ca urmare, rămâi, n-ai cum să faci business fără oameni. După aceea s-au mutat la metrou și s-au dus și la Orhidea și în alte locuri, până și la Timpuri Noi și tot așa. Cererea mai vine și odată cu... Adică trebuie să perseverezi, să identifici, adică nu să mergi pe ipoteze iluzorii și fantasmagorice. Și atunci, eu, de exemplu, aș avea curaj și lucrez deja, încep să mă informez și să lucrez la proiect de o clădire de, sau o dezvoltare de birouri. Aici, în zona Nest? Da. Sau nu, în Est? Da, care nu există. Comercial au venit aproape toate marile lanțuri, dar birouri nu există. Dar vor exista. Super. Și atunci am o experiență recentă cu deschiderea clinicii. Da? E un domeniu care, soția mea fiind medic și având și ceva, să zic, experiență în management, având o clinică mai mică, zic, haide să facem ceva mai de anvergură, pentru că e un domeniu pe care îl consider foarte important. Adică domeniul medical, sănătatea, înseamnă... Absolut. Poate e mai importantă decât mâncarea, câteodată. Da. Și am deschis o clinică. Citeam în presă și cu cine vorbeam, domnule,
printre domeniile deficitare la angajări, adică nu găsești să angajezi oameni din domeniul medical și încă vreo două. Peste tot vedeam, deci incredibil, ce mare interes a fost, adică au venit zeci pe unele specialități, sute, peste suta de CV-uri, instant. Interesant. Și ce se întâmplă? Că lumea spunea că e nasol, e complicat. Există o singură explicație. Majoritatea clinicilor sunt pe nord și ce înseamnă entității medicale și cei care lucrează acolo stau în celelalte cartierele Bucureștiului, adică fac minim o oră până acolo. Adică oamenii care au venit să angaje, dublei, m-am săturat să stau o oră jumate în mașină până pe nord. Că erau unii, adică unii care lucrează, stau chiar în cartier, adică vin la, pe jos. La voi, nu? Deci fenomenul va fi următorul. Odată ce nordul nu a reușit să atragă foarte mulți locatari, dezvoltările făcute în interiorul cartierelor existente unde stau oamenii va fi, deci practic, climatul la locul de muncă și distanța până la locul de muncă și înapoi aproape că au devansat prioritățile, partea financiară. Adică nu că banii nu ar fi importanți, dar sunt dispuși la aceiași bani sau poate o idee mai puțini să lucreze cât mai aproape de casă și să cu timpul respectiv sau timpul pe care îl stau în mașină să-l folosească în interes personal. Deci pentru noile generații contează din ce în ce mai mult timpul. Excelent. Adică și atunci gândind în, să zic, în logica asta, trei găsite și de asta, apropo de ce spuneai că vor fi zone care se vor dezvolta, părerea mea că cel mai mare motor de dezvoltare ar fi ăsta, ai resursa umană acolo. Restul vin de la sine, după oameni, din ce în ce mai mult după oameni, la fel cum înainte decideau, vorbeam cu un specialist în birouri, dar cum a fost posibil să construiască acolo? Păi zice, simplu. Marile companii trimiteau CEO-ul și CFO-ul și HR-ul, cam ăștia trei erau cei mai importanți, îi trimiteau de la, cum ar veni, expați. Și bineînțeles că ei se opreau în piperă. Luau cu chirie casă, că aveau școli. Aterizau repede la autocare. Și ei decideau unde vor sta cu birourile. Da. Și atunci angajații nu puneau probleme că la vremea respectivă să lucrezi la o multinațională, nu comentai, era un, o onoare și veneai oriunde sau mergeai oriunde. Și a funcționat, dar pe decizia unor oameni, adică puțini. Acum marile companii decid pe baza unor studii și în funcție de ce vor angajații. Și atunci angajatul spune, dumne, unde lucrezi? Am metrou? Poate vreau ziun cu trotineta, poate vreau să vin. Trebuie să am de ales și mă duc unde mi-e mai bine. Cât fac până acolo? Păi uite, și atunci asta e logica pentru care s-a luat practic decizia, a fost luată pe motive de persoană, subiective, pe un, practic de un cerc foarte restrâns de oameni. Acum lucrurile s-au schimbat și asta o știu de la un specialist, nu așa de la povestire la o cafea. Da, pare destul de logic, adică nu trebuie să ca urmare, din ce în ce mai mult investiții să duc către oameni și nu să mai duc oamenii către investiții. Și asta mie îmi spune că zonele populate vor fi din ce în ce mai prospere. Deci pregătești capătul Paladin spre autostradă să fie plin de birouri? Înțeleg? Plin de birouri. Unde se va fi cu birouri. Părerea mea că e mult până se dă start. Deci o chestiune de timp să se maturizeze, să se întâmple. Pentru că, merg pe o logică simplă, o comunitate, adică un oraș, mai mic, mai mare, are nevoie de toate. Toate facilitățile acolo. Ca urmare, dacă ai o comunitate,
mai ales când vorbim de zeci de mii de locuitori, poate, de ce nu e potențial de sute de mii, de peste 200 de mii, pe chestiune nouă, acolo deja ai nevoie de toate. Ai zonă comercială, ai, le sta aproape toate. Atunci ai nevoie și de clădiri de birouri, pentru că având oamenii, bineînțeles că firmele, dacă ai și condiții bune, adică clădiri de birouri de categoria care trebuie, adică făcute cum trebuie, automat că companiile vor lua decizia pe baza criteriului de care discutam, natural, da, să închirieze în zona respectivă. Mă uit la Grozăvești cum s-a dezvoltat și văd exact ce spui acum, știi? Exact așa a fost. Era regia acolo, studenții, da, mulți dintre ei programatori, că era Politehnica aproape, deci aveai practic forță de lucru primară pentru business-ul de tech. Ai cartiere nu departe, Militar, Drumul Taberei și așa mai departe, și n-aveai nicio cădere de birouri. Aveai un Carrefour la baza actualului pod și cam asta era zona. Da. Te duci acum în București, 20 de ani mai târziu, să vezi câte cădere de birouri sunt la Grozăvești. Pe motivul că exact acolo populația, ca să poată să lucreze pentru compania care s-au relocat acolo. Ai resursa umană acolo. Exact. Succesul e garantat. Da. Ai și facultățile unde îți vin studenții care practic se obișnuiesc într-o anumită zonă și au o aderență la a rămâne. Adică prima opțiune e să rămână unde au crescut, unde s-au obișnuit. Unde s-au obișnuit, da. S-au construit și foarte multe locuințe în zonă, s-au făcut și birouri, zona nu era, ai tot ce trebuie, ca urmare era o chestiune de timp. De succes, da. Da. Da, văd Paladie aici, în forma asta. Cu siguranță. Părtășesc viziunea ta. Foarte frumos. Ne apropiem de final. Mă și ocup de treaba asta. Da? Nu, lucrez. Adică e clar că s-au schimbat foarte multe lucruri și la schimbare am contribuit și noi. Excelent. Eu nu să ne apropiem de final. A fost discuție, nici nu a trecut timpul ăsta. Iată că deja ne apropiem de ultimele minute, așa. Aș vrea să mai tratăm un singur subiect ca să putem să îi ajutăm pe oameni să ia decizii și în momente de incertitudine. Da? Am vorbit foarte mult până acum despre ce înseamnă o dezvoltare imobiliară de succes și cum poți să construiești un business de succes pe termen lung, ținând cont de capătul spectrului și anume de clienții care vor beneficia de ceea ce tu produci, practic de ceea ce noi contribuim aici. Cum îi ajutăm pe oameni să ia decizii și în momente de incertitudine în care văd știri peste tot negative sau peste tot, în multe canale media, să zic, negative despre industrie sau despre piață și despre economie în general, mai este și războiul din Ucraina, care nu dă semne ca anul ăsta să se oprească, și vin și spun, am niște bani pe care aș putea da avans la o locuință, este visul meu, by the way, suntem țara cu cele mai multe visuri de a avea o locuință, de a avea o casă din Europa și aș face un pas, dar mi-e teamă. Nici nu pot să iau un credit la fel de ușor. Ce să fac? Să mai aștept pentru că vor scădea prețurile? Sau să mă duc să mă uit la dezvoltatorii solizi care se capitalizează, cum spuneam mai devreme, și care au experiență și să merg cu încredere pentru că cu siguranță piața va reveni pe creștere la un moment dat. Da. Sunt în postura în care orice aș spune aș fi suspectat de subiectivism, dar o să merg pe câteva, să spunem așa, argumente logice, sper. Și anume, aș da câteva ipoteze și câteva argumente. Pe de o parte, locuințele în București sunt la jumătate de preț sau puțin peste față de Praga, Budapesta, Varșovia. Da. Nu suntem încă acolo. Adică țările astea sunt mai în centru Europei, acestea, țările acestea, dar noi totdeauna am mers imediat după. Nu ne comparăm, adică nu dau exemplu alte capitale sau orașe mari din țările mai dezvoltate, mă refer la cele care sunt în tranziție ca și noi, în curs de dezvoltare. Dacă prețurile sunt mult mai mici, înseamnă că trendul, tendința va fi doar pe creștere. Corect. Că nu întâmplător ele sunt acolo și oarecum nu întâmplător noi suntem aici, dar vom fi acolo în câțiva ani. Atunci
dacă ar fi să mai luăm în calcul și alte aspecte, că prețurile materialului de construcții, a manoperei, a orice, continuă să crească, prețurile terenurilor cresc, dar și legislația e din ce în ce mai restrictivă și din ce în ce mai complicată, adică trebuie să devine din ce în ce mai complexă, atunci automat cresc costurile. Da. Deci cam tot ce se întâmplă duc în ideea în care forțează dezvoltatorii să crească prețurile, că nu face nimeni doar poezie, vrea să facă și un oarece profit. Marjele nu sunt, cum spun unii, domnule, sunt marje extraordinare și e de unde. Sunt marje, dar nu spectaculoase. Într-adevăr, în 2007-2008 era, într-adevăr, se și producea puțin atunci. Bun, ok. Trecând peste astea, adică luând în calcul toate, să zic, argumentele de care pe care le enunțam, prețurile locuințelor vor fi pe creștere în continuare. A, totdeauna există și excepții. Cazul nostru. Noi suntem într-o perioadă în care suntem puțin mai flexibili decât eram, puțin, vindem un număr mai mic, dar vindem și nu ținem neapărat să vindem un număr mare. Pentru că va veni un moment, da, în care prețurile vor, sau numărul vânzărilor, tranzacțiilor, vor reveni. Deci nu suntem cu apa la gură, cum se spune. Dar sunt dezvoltatori care sunt cu apa la gură. Atunci, un dezvoltator la panică poate să vândă ieftin. Dar cine cumpără de la un dezvoltator într-o situație de panică și asumă un mare risc? Că acel dezvoltator ia banii și nu reușește să vândă, poate el e bine intenționat, el are nevoie de bani pentru că este în dificultate și atunci zice, decât să mor, mai bine vând fără profit decât să închidă business-ul, să falimenteze. Atunci vând fără profit. Dar dacă nu găsește suficienți clienți încât căruia să le vândă fără profit, încât să termine proiectul și îl pierde oricum, atunci ar putea să se înscrie pe la masa credală și să ia o bucățică, o parte din ce a plătit și să zică mulțumești pentru aia, dar va fi pe mare pierdere. Correct. Adică în mod normal cine să respectă și ok, o flexibilitate încercăm, dar nu e loc de minuni. Nu e loc. Asta e o realitate. Adică am încercat să lămuresc teoria unor acum că prețurile se vor duce dramatic în jos. Probabil vor fi exemple în care, da, domnule, s-a dat la jumătate de preț. Bun, dar e la gata? Că dacă nu e la gata, s-ar putea să nu iei nici pe ea. Adică să nu, da, să faci un business, să-i pierzi și pe ea. Da. Exact. Ce aș sfătui eu potențialii cumpărători? Să-și facă calcule și să iau o decizie, una sănătoasă. De ce eu sunt adeptul, de exemplu, a proprietății? Adică a cumpărării, achiziției unui imobil. De ce? Te muți într-o casă, știi că e a ta, încă la noi prețurile sunt bune și ratele sunt la nivel de chirii, da? Și decât să plătești, dai un avans, că de 5, că de 10, că de 15%, nu e mare diferență, și după aceea, în loc să plătești o chirie, plătești rata la bancă. Da. Vrei să-ți mobilezi, să... E aiurea când vine chiriașul, că legislația pe partea de chirie în România nu e foarte bine pusă la punct. Și vine chiriașul și spune, măi, uite, am găsit un cumpărător, în 2 luni părăsește casa.
și începi și te pregătești să te muți, să cauți alt apartament. Găsești, trebuie zugrăvit, mobila de acolo nu se mai potrivește, că ăla e mai mare. Atunci când e casa ta, e totul previzibil. A, poate mai crește rata în cauza dobânzilor pe anumite cicluri economice, dar la fel cum crește, va și reveni. Că nu o să mai revină la 1% și o să, sau 2-3 cât era și o să revină la 7-8, încă e bine. Mai ales că există un potențial de apreciere. Nu e numai, pentru cine are bani, nu e un moment rău de cumpărare. Adică față de... Într-adevăr, există tendința. Dom'le, uite, pot să-i pun banii la bancă și să iau dobândă mare în momentul ăsta. Există și opțiunea asta. Dar va fi trecătoare. Adică părerea mea că dobânzile la depozite vor... au plecat la vale și se vor duce în... Se duce repede acolo. Repede, da, la 2-3%. Așa estimez eu. Până la final de an, se va duce acolo. Dacă ar fi... pentru a face o achiziție, să o închiriez. Știu mulți, am prieteni care ceva am cumpărat, pe dăuninii n-am știut, am cumpărat de la tine o garsonieră și plăteam, am dat 5% cu prima casă, 5% avans, ziceam rata de 1200 de lei și chiriei de 1500. Sau rata de 1000 de lei și chiria de 1500. Adică făcea marca și un profit. Da. Probabil acum cu creșterea dobânzilor o fi ceea de la chiriaș. Da, de la bancă. Mai are și impostul pe venit, dar oricum dai cine pe acolo. Cine plătește, da. Ar trebui și acolo să se, să zic așa, se pună la punct, că mulți nu. Dar e pe acolo, nu e o treabă rea deloc sau n-a fost până acum și cred că și în continuare va fi. Dar la un moment dat, într-adevăr, prețurile vor crește atât de mult încât mulți nu se vor mai încadra, chiar dacă își doresc să achiziționeze o locuință, dacă nu o fac pe acum sau în perioada următoare, părerea mea că în 3-4 ani jumătate din cei care își permiteau vor mai fi solvabili să cumpere o locuință, pentru că din motivele pe care le-am enumerat, da, prețurile vor merge la deal. Eu văd foarte mult momentul actual comparabil cu momentul 2001-2002. Puțin și aduc aminte. Tu cred că ți-l poți aduce aminte că ai fost activ în perioada respectivă și știi cam cât costa un apartament pe Bulevardul Unirii în 2001-2002. Mai reții? Mult. Nu mai știu. 2002. Era încă criză, nu? 2002 era de-abia după dot-com. De-abia după... Da, deci da. De-abia trecuse în nou mileniu și apartamentele corect, în Unirii, da. Eu mi-aduc aminte că erau în jurul a 30.000 de euro. Dar sper să nu greșesc. Cam pe aici. Poate găsești și 50-60. Poate găsești. Probabil. Da, da. A, deci 2001, nu 2011, nu, da, corect. 2001-2002. Erau, într-adevăr, ieftin. Da, erau 40-50-60 de mii cam pe aici. Da. La capătul ciclului anterior, care s-a terminat în 2008, da, aceleași apartamente valorau 2-300 de mii. Da. În Bulevardul Unirii. Și acum cât valorezi? 130-150, nu? Da, putem să facem o comparație. Poate a fost un moment după Revoluție, încă nu eram noi capitaliști foarte mult timp și a trebuit să sărim repede. Dar România, pentru cine... crede că încă suntem la capătul Europei, nu prea mai suntem. Văd multe studii în care România este inclusă în centrul Europei, pentru că granița Europei se duce mai la est, se duce în Ucraina, uite, Georgia și așa mai departe. Da. Că te întreb, îți mai dau, să zic așa, o opinie, părere personală, și nu e bazată doar pe un feeling. Și m-am uitat evoluția, am fost prima dată în Spania, la Madrid în 97, ceva de genul. Și acolo nu era prea dezvoltat, adică nici nu se compară cu ce e acum. Poate că nici la nivel de România, dar nici departe. Între timp s-a construit foarte mult. Deci, ce vreau să spun? Centrul orașului nu prea mai are potențial de dezvoltare, de apreciere. Din mai multe motive. Aglomerat, poluat, destul de vechi, destul de complicat. Și Madridul a rămas ca și oraș, că de acolo am plecat cu raționamentul, muzee, instituții, shopping, hoteluri, chestii, turiști, restaurante, terase, etc. Dar dezvoltarea s-a dus foarte mult la margine. Adică s-au creat sateliți pe lângă anumite localități,
relativ mici. E un orășel, se numește Coslada. Era orășel. Și între timp au dus și metrou, adică acum mulți ani au dus metrou și acolo sunt foarte mulți români. Era la 20% cel mult față de ce e acum. Wow. Adică s-a dezvoltat enorm pentru că au acces la infrastructură rapid, au de toate acum, au și magazine, au și birouri, au și hotel, au hoteluri, au și... E un orășel în sine. Deci, practic, în zona de margine a Bucureștiului, unde totul e mai rarefiat, unde e spațiu, terenul sunt așa scumpe, unde să fac străzi ca lumea, nu de 3 metri să nu te... unde totul se face nou și cum trebuie. Și au devenit, practic, de acolo s-a plecat de foarte jos, centrul era foarte scump, centrul a stagnat, unde ai poluare de toate felurile, da, unde ajungi greu, unde ai aglomerație și nu prea mai ai ce să cauți în oraș tu ca și cetățean al, dacă nu ești turist. Ce să faci acolo? Ca să check că dacă vrei să te uși la magazin, la mall, să la shopping, nu te uși pe stăte, te uși la mall. Că te-ai suit pe centură, dacă nu l-ai la tine în localitate, te ajungi în 10 minute exact, pe o centură cu regim de autostradă, te duci aproape oriunde vrei, fără și să eviți centrul orașului, care centrul orașului devine perimat și la nivel de canalizări și de toate, că e făcut de pe nu știu unde, să le schimbi, costă enorm și cu foarte multe complicații, ca urmare se fac zone noi de actualitate și cu un aer mai respirabil și unde ai și școli, unde ai și tot ce vrei, apropo de discuția asta. Deci, apropo de zona Unirii sau altele, vor rămâne pe loc. Și vor apărea zone în funcție de cum sunt cotate, mai scumpe sau mai accesibile. Zone noi nouțe unde e mult mai bine și mai plăcut și unde e tot confortul, mult mai multe facilități decât într-o zonă veche pe care nu prea ai cum să o modifici. Sau de o modifici cu prețuri, cu costuri foarte mari. Excelent. Mă bucur că ai spus de Madrid pentru că pentru cei nu știe, București este într-o categorie privilegiată de cel mai mare oraș din Europa, Uniunea Europeană. Pe primele locuri sunt, în funcție de diverse statistici, Berlin, Roma, Madrid. Sau Madrid, Roma, Berlin. Depinde cum ce calculezi. Pe locul 4 și 5 sunt Parisul și Bucureștiul. Uneori Bucureștiul pe 4 și Parisul pe 5. E foarte interesant. Pentru că se ia în calcul populația din interiorul limitelor orașului. Deci, dacă Madridul a avut această evoluție, foarte probabil și Bucureștiul va avea această evoluție, că este tot în zona unei metropole cu milioane de locuitori, cum suntem acum. Da. Eu nu-ți mersi foarte mult pentru că ai fost lângă noi astăzi. A fost o plăcere. Foarte multe informații valoroase. Pentru cine investește în imobiliare, atât ca investitor în pachete de apartamente sau apartamente simplu sau inclusiv în dezvoltare imobiliară, cred că o să aibă o contribuție foarte bună din partea ta și mulțumim că ai acceptat invitația și soții cu excelența operațională cât mai bine și să ne revedem cu drag și într-un episod viitor, pentru că cu siguranță aduci un plus aici. Multă baftă în noile proiecte, ai niște proiecte mari care urmează să vină, știu de câteva, și să schimbăm fața orașului împreună. Ne străduim, facem ce putem și fiecare dintre noi, dacă poate contribui, nu e decât un plus pentru, să zic așa, un viitor mai frumos, mai plăcut și avem unde, adică e loc de îmbunătățit zi de zi. Dacă v-a plăcut informația de la Ionuț, dați un like acestui video sau dați share și să ajutăm pe cei care încă au sentimente de incertitudine și nu cunosc ceea ce au nevoie ca să poată să ia decizia mai ușor, să vadă de la oameni care au mult istoric în spate și multă contribuție deja adusă aici, ce ar putea să fac. Este o opțiune, nu trebuie să o luați ca atare, nu este literă de lege, dar sunt informații ce puțin valoroase și cu perspectivă foarte informată de la firul ierbii, practic. Nu cred că ar putea cineva să conteste aceste lucruri. Ionuț, toate cele bune, ținem aproape și să avem un 2023 și 2024 și 2025 cât mai prosper cu toți. Doamne, mulțumesc, la fel. Toate bune.